netului, ceea ce încearcă să facă biserica și să îi ținem pe credinci, pe copii aproape de Dumnezeu și de biserică, inclusiv prin ora de religie. Și apoi am discutat și despre împodobirea bisericilor cu pictură nouă, care trebuie făcută în o anumită rânduială a bisericii noastre și după ierminia bisericii, cu pictori autorizați și toate cu binecuvântarea instituției superioare, adică a episcopiei. Totdeauna când se pornesc niște lucrări, se cere binecuvântare pentru orice fel de lucrare, ca să nu se greșească, pentru că orice act de neascultare aduce întristare și tulburare. Și tulburarea în biserică nu este de folos, pentru că în biserică, până la urmă, trebuie să fie pacea, binecuvântarea și iubirea și iertarea. Asta trebuie să fie în biserică și împăcarea. Și atunci, preoțimea noastră, care este o preoțime responsabilă și cu o lucrare deosebită în sânul poporului, mai ales preoțimea din Transilvania, este o preoție responsabilă și jertfelnică. Vedeți ce s-a făcut în ultimii 25 de ani. S-a făcut ce nu s-a putut face în 45 de ani, în timpul comunismului, că unii spun problema că s-au construit biserici. Păi s-au construit, că 45 de ani nu s-au construit, cartierele n-aveau biserici, localitățile erau cu bisericile în ruină, s-a construit, s-a restaurat, s-a renovat, s-au refăcut mănăstirile, pentru că asta, până la urmă, va păstra identitatea noastră națională și cultura noastră creștină. Vedeți, granițele se spiritualizează, Schengen nu mai există, emigranții trec prin toate, peste tot, și spiritualitatea trebuie păstrată. Cu aceasta ne vom salva. Spiritualitatea ne vom păstra. Acestea au fost discuțiile noastre și sigur că mai sunt și alte cazuri secundare, v-a spus Părintele Protopop, care sunt deciziile noastre. La ce riscuri se supun, nu la ce riscuri, ce pedepse, într-un fel sau altă pedepse, poate mult spus, riscă să primească dacă se adevărește că cei trei preoți din Grecia ar fi acuzați de adevăr de complicitate? Deocamdată noi nu putem să ne spunem un punct de vedere, să vedem cum se termină situația lor acolo. După ce vor veni acasă, ei ne vor relata exact ce s-a întâmplat și vom vedea care va fi și nivelul lor de conștiință și de căință, pentru că până la urmă orice greșeală are nevoie de o căință și de o părere de rău. Da? Și în funcție de asta vom vedea că noi, biserica, procedează cu iubire și cu iertare, dar iertarea întotdeauna trebuie asociată adevărului și dreptății. Și nu putem să ne exprimăm acum ce se va putea întâmpla. Deocamdată așteptăm. Oricum este un semn pentru un slujitor al lui Dumnezeu că nu trebuie să facă nimic fără binecuvântare. Cum în familie, copiii au nevoie de binecuvântarea părinților, preotul are nevoie de binecuvântarea bisericii, a episcopului, a protocolului, a superiorilor când face o lucrare. Că, v-am spus, orice act de neascultare aduce întristare și tulburare. Și nu este nevoie de așa ceva. Noi, sădmărea, nimeni nu avem nevoie. Numai de așa ceva nu avem nevoie. Că așa frumoasă viața la creștină în sădmară. Ce au vrut ei să facă cu osemintele luate de la Ion? Probabil au evlavie sporită la sfinți, dar nu toate osemintele sunt de sfinți. Osemintele de la Aiud sunt oseminte de pătimitori. Mărturisitorii sau pătimitorii de la Aiud nu sunt declarați încă sfinți. Și cum le-au putut lua de acolo? Nu știu, nu știu. Deocamdată nu avem informații. Așa că e deprisos. Vor veni și vor spune după ce vor ajunge acasă. Cei de la protopopiatul din Grecia au luat legătura cu dumneavoastră? Nu, nu, nu. Deocamdată lucrurile sunt acolo în seama justiției. Nu, n-am intrat. Da.